În cadrul manifestărilor organizate cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înființarea corului Timotei Popovici al Catedralei Metropolitane din Sibiu, ieri seara a avut loc concertul Prietenie și Armonie. Acesta a fost susținut de corurile Timotei Popovici și Branco din Niș, Serbia. Cei prezenți au avut ocazia să audieze mai multe cântări din Sfânta Liturghie, imnuri și alte piese muzicale armonizate. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care i-a felicitat pe membrii celor două coruri și le-a adresat invitația de a oferi răspunsurile liturgice la o sfântă liturghie oficiată în Catedrala Metropolitană. Mulțumim de asemenea acestei minunate corale, care vine dintr-o localitate cu rezonanță istorică deosebită, nici de unde care a dat lumii pe cel mai mare împărat Constantin cel Mare și Sfânt. Le mulțumim că au venit să încununeze sărbătoarea noastră de 110 ani de la edificarea acestei catedrale minunate. În săptămâna aceasta, Facultatea de Teologie, care este vis-a-vis de catedrală, a sărbat 230 de ani de învățământ teologic. Iată două sărbători pe care le-am trăit noi și pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră. Pe tot parcursul anului vor avea loc și alte evenimente aniversare dedicate corului Timotei Popovici, fiind invitați oaspeți atât din țară cât și din străinătate.